33 de ani și prepară rețete vechi de peste 100 de ani. Ilie Angel. Eu zic că merită aplauze Ilie Angel. Salut, Ilie, și bine ai venit. Bine, tu ai coborât din TikTok, este? Da, eu din TikTok am coborât. Bravo, și astăzi ai venit să impresionezi pe oamenii ăștia din juriu, da? Am venit să impresionez cu un ostropel de pui, da? Făcut acolo la noi la munte, cu o turtă, făcută în țăst, un gust extraordinar. Perfect. Pot găti numai eu. Ilie, numai tu poți să gătești așa ceva. Te rog frumos să iei un loc lângă ghirindonul tău, nu de alta, dar trebuie să ne pregătim și pentru următoarea candidată. Îi urmează tezaurul uman viu, după cum a numit-o Ministerul Culturii, Băcița Mărioara. Să vină Băcița Mărioara! Sărut mâna, Băciță! Bine, ce face, sărut mâna, bine ați venit! Am venit aici din vârful munților la dumneavoastră, la București. În vârful munților stați, am înțeles că dumneavoastră locuiți foarte mult timp la stână. Toată vara, de primăvara până toamna, și știți de ce? De ce? Pentru că acum, când Transalpina s-a închis, da, și nu mai pot să mă duc la munte, mi-e dor de munte, și când am posibilitatea să stau acolo, stau acolo. Foarte frumos, aer curat, altceva. Ce ați gătit astăzi? Tocanul de oaie, care l-am făcut produs tradițional și e cea mai veche, cel mai vechi preparat din toate timpurile. Eu zic că atunci când Dumnezeu a lăsat oaia pe pământ, a lăsat și tocanul de oaie să se poată hrăni cei care le îngrijesc. E tocanul sau tocana de tocan. Oaie? Tocan. Pentru că în acest preparat, o să vă mai povestesc eu și pe parcursul emisiunii, nu se pune absolut nimic decât carnea oii, în grăsimea ei, și dacă cumva nu se lipește săul de cerul gurii, tocanul nu e bun. Ok, competiția e dură, vă rog frumos să luați un loc aici. Vă mulțumim! Avem șefii care sunt cu ochii pe voi. Ați venit și cu traista. Da, și am adus aici... Traista îi zice, da? Că nu desagă. Nu desagă, săcăteu îi zice la Novaș. Traista, oricum, am adus aici o ploscă cu palincă din 1978. Mamă, ce am bun a fost ăla. Îi pentru dumneavoastră personal să... Vă mulțumim mult de tot. Emisiune. 1978, fix când m-am născut eu. Oh, deci, vedeți? Păi de asta zic, an bun de tot. Atunci m-am căsătorit eu și e de atunci pălinca. În 1978 v-ați căsătorit? Am 45 de ani. Și unde e soțul? La oi, că acum am plecat cu oile la iernat. Păi și are și el televizor acolo, se uită pe voi, o se uită pe Pro TV. Să astăzi, sigur că da, se duce în sat și tot se duce să ne vadă. Câte oi aveți? Nu mai am decât 400, că ai, vedeți dumneavoastră acum cu atâția turiști care trec pe Transalpina. Se mai împuținează oile. Noi mai îmbătrânim, nu mai putem. 400 de oi? Știți cum le cheamă pe toate? Da, bâroiță băr. Bâroiță băr. Foarte frumos, iată, Greta, mâine, poi mâine, să știi că o să refacem cămăruța noastră. Punem aici ploscă după ploscă. Eu zic că suntem din ce în ce mai bine. Măi, oameni buni, ideea e foarte serioasă. Știți că noi căutăm să le arătăm oamenilor care se uită la emisiunea noastră și rugăm pe cei care sunt în fața televizoarelor să și voteze din punct de vedere estetic, adică cum văd ei uitându-se la televizor preparatul care le place cel mai mult. Pentru că astăzi Ilie și doamna Mărioara au venit să reprezinte Oltenia, corect? Unul dintre voi va merge mai departe în semifinală, asta va hotărâ juriu. Iată-i cum arată. Vreau să vă spun că n-am mai mâncat de ieri nimic și sunt pregătiți. Cu cine începem? Ilie, vrei da, tu? Da. Hai cu ostropelul, da? Ostropelul și un vin așa, alb. Perfect. Deci acum le arătăm oamenilor, le punem doar pe masă și vreau să îmi spui, Ilie, de ce crezi tu că... Da, încă o dată, oamenii că nu gustă, da? Vreau doar să îmi spui de ce crezi tu că preparatul tău trebuie să reprezinte Oltenia. Eu cred că preparatul meu reprezintă Oltenia pentru că ăsta e un preparat cu care am crescut eu. E o mâncare oltenească, un ostropel de pui cu praz. Și asta îl face să fie spectaculos? Cel mai spectaculos și atât cel mai gustos. Perfect. De unde ai luat? De unde ai luat puiul? Prazul, puiul e de casă. Am alergat după el într-o dimineață când l-am gătit, am alergat o oră după el să-l prind. Ilie, te rog frumos, să știți, oameni buni, că concurenții gătesc cu ingredientele lor, da? Ce ai adus aici? Aici am adus un vin alb. Ai venit degeaba cu el, tati. Nu știi? Nu degeaba. Păi l-avem pe Virgin. E șeful vinului pe România, este somelier și o să vină puțin mai târziu să ne spună ce vin se potrivește. Asta este un vin alb de casă, are vreo 5-6 ani.
5-6 ani? Un vin sec. Ia, eu zic să-l lași ușor aici dacă tot ai venit cu el și vedem imediat ce recomandă și Virgin, tare, că trebuie să mergem și pe mâna somelierului, da? Da. Perfect, foarte bine. Deci astăzi, prietenul nostru Ilie spune că Oltenia poate fi reprezentată de acest ostropel, da? Da. De pui pe care îl aveți în față, eu vă las să-l analizați, să vă uitați puțin la el, după care vom începe să jurizăm, corect? Da. Corect? Așa facem, corect. Așa facem. Just. Alexandra și colega mea Gabi au fost în competiția acestor farfurii. Deocamdată Gabi, colega noastră, acest Bob Marley a emisiunii, după cum ați văzut și în imagini, are 1-0 pentru că ea a câștigat ieri cu Maramureșu, corect? Alexandra, tu cu cine ai fost? Cu Ilie sau ai fost cu doamna Mărioara? Cu Ilie. Hai să vedem dacă egalez. Deocamdată Gabi, colega noastră, are 1-0 după competiția de ieri, da? Foarte bine. Ilie, să știi că e dură treaba. Da, știu că e dur. Da? Și e... Jurații au început să și mănânce, tati, deci era treaba... Păi dacă sunt nemâncați de ieri. Păi sunt nemâncați de ieri și vezi că ieri au mâncat din Maramureș. Ce am observat eu că și unul și altul are usturoiul. Fii atent, trebuie să-i convingi când mănâncă ei de ce farfuria ta trebuie să reprezinte Oltenia. Farfuria mea vreau să reprezinte Oltenia pentru că eu sunt mândru că reprezint Oltenia. Sunt oltean și... E o mândrie pentru mine. Nu e suficient să fii tu oltean. Exact, că și eu sunt oltean. Și așa. Îmi țin mâncarea oltenească. Ostropelul, okay, de pui, da, cu turtă la țăst. Bun, ok. Deci, când vorbești de mâncare oltenească, vorbești de pasăre în cazul acesta, deci găină, cocoș din curte și multe legume, da? Mai puțin, mai mult praz. Eu la ostropelul mai mult de pui. Praz. Da, deci praz. Tu ai adus semnătură cu prazul, da, ok, cu și... legumele și cu turta. Această... Turta la țăst. Turta la țăst. Asta este o... Ai deja trei elemente care sunt cu certitudine semnătura Olteniei. Așa e, deci eu venisem astăzi. Deci Oltenia, turta, da? Da, turta, așa, legumele, prazul și cârnați oltenești. M-am așteptat cumva careva, da, dintre voi să veniți. M-aș așteptat să am că și piftie, deci noi suntem fierți pe piftie în Oltenia. Acum, că o să vină Crăciunul acum. Piftie. Păi da, stai un pic, dacă prin semifinala poate te gândești la treaba asta. Acum, da, s-ar putea să ai dreptate, tocana ta e cumva de, sau ostropelul. Ostropel îl numești? Da, ostropel de pui. Papricașul? Cum e în mintea ta? Papricașul e un cartof la noi în Oltenia. Da? Da. În scrieri este papricaș. Dar, ok, e în regulă, dacă tu așa îl recunoști... Cu carne, porc, carne, pui, e bine. Un papricaș de cartof. La noi nu, papricaș de pui chiar nu. Bun, hai de cum să vedem dacă... Ostropelul de pui, nu știu, e cel mai gustos, gustoasă mâncare care... Eu pot să mănânc acolo la noi în Oltenia. Știi ce îmi place mie cel mai mult? Că a dus în strachină. Da, păi am colecție. Am vreo 300 de strachini de asta. Bravo. De un an de zile. Ma, sigur, Oltenia are horezul. Da, de un ceramica. An de zile merg, adun de pe la vecini, mai cumpăr. Numai strachini tradiționali și linguri de lemn. Ilie, ți-am urmărit povestea și prezentarea îndeaproape și simt așa un pic că ai furat startul, că eu te simt că ești bucătar la bază, așa. Te-am văzut după cum tai ceapa. Te-am simțit. Fii atent, eu, da. Da, da. Și ceapă și praz ai tăiat așa, ca în bucătărie. Ai un loc, dacă vrei să lucrezi, vii la mine în bucătărie. Am nevoie de oameni harnici și vrednici ca tine. Pasionat, adică pasionat și, să fii șef. E pasionat și inventiv. Pasionat și inventiv. Fii atent, eu am gustat. Pentru mine e sărat. Ai pus prea multă sare, ți-a scăpat ceva, e o problemă. Eu am simțit multă sare. Nu, nu, eu n-am pus sare multă, nu. Am dus sare doar de gust. Pur și simplu. După gustul foarte tău. Puțin, da. Foarte, eu încă eu copanul e tare. Copanul e tare. Cu... Păi de țară. Păi da, acum stai puțin. Nu e pulpă de aia cumpărată. E un cocoș de casă. Eu l-am fiert vreo 3-4 ore, dar e un pic mai ațos. Așa e puiul ăsta de casă, întotdeauna. Dacă e gătit cum trebuie, nu mai e ațos. Acum se putea fi făcut și altfel ca să nu fie ațos. Adică, uite, am la măsea. Am tras puiul, la măsea, ca oricum, să zic așa. Unul a fost așa, unul așa, nici că nu a fost amândoi. Dai seama, unul mai... poate cu o lună, două mai mari, unul mai... Fii atent, eu când zic Oltene, eu mă gândesc deci la... Că gândești că am direct avut la mâncarea de praz. La mâncarea de praz mă gândesc eu în prima da, fază. Da, praz, am mâncat un praz de la din grădină, de la da, foarte mult praz. La Rosan, așa, da. Pentru mine e sărat, pentru nu, gustul meu. Na, nu, deci sărat nu are cum. Eu cu sarea... Ia vino. Foarte, foarte puțin. Ia vino. Ia vino. Ia vino aici. Ia vino. Să trebuie să este contra. Ia din legume de acolo, ia din legume și cu sos acolo. Ia de acolo. Pentru mine e praz. Stai așa să te ajut. Că suntem în casă aici. Tu n-auzi că el se ceartă și cu... Pentru mine e sărat. Nu vezi așa, da? Știu, mai certăreț așa. Nu-mi place.
E un gust extraordinar. Păi gustul e extraordinar, dar e un pic sărat. Pentru mine. Ia uite, ce fac? E sărat? Sincer. Nu, nu, deci chiar nu e sărat. E sărat, Daniela? Pe gustul meu, nu. Nici pe gustul meu nu e sărat. Pentru mine, că are probleme. Păi înseamnă că... Deci, mai mare, adică dacă zici că e sărat, problema sărat. Problema lui Alin e că mănâncă e pe ciocolată, că așa e tineretul. Știi, generația noastră ce zice. E normal în Oltenia, după ce se mănâncă un ostropel de pui, după aia se mănâncă și un desert. Și care să fie un desert decât un cozonac. Deci combin dulcele cu sărat. Deci. Iosif, ce părere ai? Așa cum a spus și Alin, carnea este un pic nefăcută. Din păcate la asta nu pot să-i găsesc nicio scuză, pentru că tu trebuie să gătești carnea până este făcută. E indiferent că o ții 3-4 ore, înseamnă că trebuia ținută 5 ore. La un foc mai mic. La un foc foarte mic, am gătit-o până aproape să ia, nu puteam să-l țin mai mult, deci nu puteam să-l țin, că se zdrobea tot, se lua tot și nu mai rămânea. Ăla era succesul. Ăla era succesul garantat. Nu, păi eu vreau să rămână ostropelul, să mi se vadă așa osul, da, să vadă aspectul ăla. Este un pui de țară, eu am înțeles că e alergat și mai ales dacă l-ai și alergat o oră jumate, cum ai spus, într-o dimineață, mai și ploua, deci îți dai seama că am prins. Așa alunecat cumva, nu? Deci ce încearcă colegii mei să spună este că carnea de pasăre, de curte mai ales, are nevoie de atenție mare în pregătire. Coacerea sau, mă rog, fierberea lentă, atentă și să nu eziți niciodată să fier până când, eu știu, chiar se desprinde de pe os. Da, exact. Așa, adică piesele astea despre care tu vorbești nu prea intră în discuție atunci când vorbim de o pasăre de casă. Dar castronul, strachina asta te duce cu gândul la Oltenia, Iosif? Absolut, absolut, pentru că asta, strachina asta mă duce cu gândul la mâncarea tradițională românească adevărată. Și ce e în ea? Te duce cu gândul la Oltenia? Dacă ai fi avut pe masă, fără să știi, spuneai, bă, e din Oltenia, e din Moldova, e din Ardeal? Datorită testului și a prazului din mâncare, da, m-ar fi dus cu gândul la țara românească mică, la Oltenia, așa cum e ea recunoscută. Orice rețetă mai veche veniți la noi, pe Iosif îl veți purta în trecut, că na, vârsta, știi ce zic? Adică succes e garantat. Da, nu-i trebuie să faceți ceva molecular, ceva din astea, sau la mâncarea tradițională. Aici e și lupta între generații. Alin are vârsta pe care o are Iosif în bucătărie și experiența, înțelege? E bătălie mare. El m-a văzut de când era mic, am intrat în bucătărie. Adică un fel de TikTok versus Facebook. Sau Mirc. La mine mesaje cu fum. Dar are cu sarea, deci el are cu sarea, da. Cred că are probleme. Da, deci a zis că e sărat. Pentru gustul meu e sărat. Dar fii atent, cum ți-am spus și la început, vii la mine la bucătărie, mai lucrăm un pic la gătit, la sare. Nu, la gătit nu pot, deci am o experiență și chiar pe gustul meu sunt foarte... Ai lansat o provocare, acum să înțeleg. Gata, provocare. Să mergi tu la ei. Da, provocare acceptată. Adică pe cealaltă... Pe cealaltă am dus... Și te face pe tine 400-500 care... de oameni și toată lumea să zică un gust extraordinar. Fii atent, pe ce ușor. Deci tu ai avut nuntă de 300-400 de persoane? Acum o lună am avut de 650. Păi tu ești mai șmecher. Ți-am zis că ai furat startul. Wednesday, pentru ți-am zis că ai furat startul, că ești bucătar la bază. Se arăt sarmale, 4.000 de sarmale, când le-am fiert la foc. 4.000 de sarmale? Ai făcut 4.000 de sarmale, Aline? Am făcut 12.000 de sarmale, dar n-are legătură. A furat startul, Ilie... La foc, nu, la foc, crede-mă, Aline, nu. El face câte 1.000 de sarmale pe lună, de-aia le ține socoteala și ușor. Da, 12.000 de an. Perfect. La foc să gătesc. Alin, eu aș mai avea o scurtă întrebare. Ilie, tu oferi mâncare turiștilor? Tu ai o casă, ai o gospodărie, ai un loc în care... Am un prieten foarte bun, de are o pensiune și da, mai suntem asociați. Mă sună oamenii, clienții, dacă pot să le gătesc în natură. Deci sunt din Spania, Italia, m-au sunat că vor să mănânce mâncare tradițională. Eu încă acum nu am pensiunea mea, dar are un prieten care poți să-i cazăm acolo. Da, Martina, acolo în gospodărie e foarte frumos. Da, am văzut acolo gătesc. Pe TikTok și în urmă. Acolo gătesc. Vin... Și eu la fel am același vis, am pensioara mea. Adică deci vin clienții, acolo vor să mănânce. Unii am cu TikTok, unii fac rețetele. TikTok-ul, băi băieți, TikTok-ul. Cu cine ai venit să te susținați? Ce este foarte important pentru noi este să înțelegem că aveți o mare să înțelegeți că aveți o mare responsabilitate în alegerea ingredientelor și a preparatelor, sunt semnătura regiunii din care voi veniți și doi că sunteți de găsit. Pentru că în turism vorbim în general despre destinații și gastronomie. Ori trebuie să fiți de găsit. Asta ar fi minunat. Deci tu spui că gătești în două locuri, ba chiar ai mobilitatea necesară să mergi să gătești pentru oaspeți picnicuri, să zicem. Da, mă organizez. Eu am recomandarea de a găti carnea suficient.
Iată, omul gătește de 12 ani în același restaurant, restaurant bazat 100% pe carne. Ești dintre cei mai tari șefi. Adică ce vezi? Spune, să știi că îți spune dintr-o experiență de 12 ani unde au trecut foarte mulți străini prin față și foarte mulți oameni la restaurant. Sunt ceva influențe italienești în această mâncare sau e tradițională pur și simplu? E tradițională, e praz, ceapă, puțin, oricum am un gust secret care nu mai eu pot să-l folosesc. Păi sare în exces. Sare în exces. Nu. Untura legată, am ținut-o 5 minute, untura legată de gust și am scos. Deci, hai că aflăm imediat despre ce este vorba. Ilie, vedem imediat cine te susține. Deocamdată susținătorii tăi sunt la baie. Dar lipsește cel... Nu, sunt aici. Păi amândoi? Uite, gata, s-a întors. S-a puțin plecat și de asta am zis să așteptăm. Ei sunt cine? Sunt prietenii tăi? Da, e prietenii mei din copilărie. Acum un an de zile cu ei, cam am început pe să-mi fac o viziune, da, care eu tot aveam în cap că vreau să gătesc mâncare tradițională țărănească. Da. Ilie, băiatul negru face sport, ceva lupte? Face sport, bă, dar eu ce mare e. Atât am vrut să știi Alin. Asta vreau și eu să-i spun. Atât să știi Alin. Virgil, pentru că tu ești șeful vinului pe România, cel puțin aici la noi la emisiune, te rog frumos să ne spui ce ar merge la ostropelul ăsta de pui, pentru că ai avut și tu aici străchioara ta, ai gustat și ce ai recomandat? În primul rând, bine te-am regăsit, bine am regăsit juriu. În al doilea rând, cred că aș menționa și eu că am văzut cu toată lumea azi din Oltenia. Părinții mei sunt din Olt, dar din partea dreaptă a râului Olt, deci nu prea Oltenia, puțin Muntenia. Da? Ca idee, astăzi avem un concurent, am gustat preparatul, nu intru în discuția cu sărat sau nesărat, dacă ar fi să fac o mențiune, este puțin sărat, da? Și pe gustul meu. Dar asta nu înseamnă că nu putem găsi o pereche pentru vinul respectiv, pentru că până la urmă știi cum e, noi aducem vin. Corect, ce vin? Eu am ales un Sauvignon Blanc cu o notă foarte intensă de citrice, un Sauvignon Blanc proaspăt. Am văzut că sugestia concurentului a fost una tot pe vin alb sec, da, dar nu aș merge pe un vin alb sec vechi. Aș merge pe un vin alb sec proaspăt, cu note de citrice, note de gust citrice, cu mineralitate ridicată, care să vină să completeze și să potențeze preparatul pe bază de carne de pui. Păi ia, bagă-n pahar să vedem cum merge. Imediat. Ca să vedem și să ne pregătim, oameni buni, pentru o scurtă pauză de publicitate și apoi vine și băcița noastră cu oaia. Tocanul de oaie. Tocanul de oaie. Vă rog. Ziceți. Îmi șoptește colega mea ceva. Vă rog. Nu vă țineți, lăsați-l pe băiatul cu luptele, că eu sunt aici, vă rog. Da, e o notă de sare. Hai, mă, Daniela, mă, păi acum, Eu uite. Am amenințat. Uite-te, am băut un pahar. Încearcă cu țestul ăsta, să vezi că ăsta nu are sare suficientă și atunci sarea de aici compensează. De ce nu facem lingura perfectă? V-ați vorbit că prima e pe gustul... Nu mai poți. Înțeles, echilibrarea farfuriei, nu? Păi, sucurița perfectă. Perfect, haide că vedem ce se întâmplă. Deocamdată, uite, așteptăm și mesajele telespectatorilor. Cineva zice întâmplător, am gătit și eu ostropel astăzi, e de rață. Varză fiartă cu rață și tort de mere. Perfect, oameni buni, eu zic să rămâneți cu noi. Cam asta este, aflăm și rețeta de la ostropel. Ați aflat untura aia legată, ne povestește imediat ce înseamnă. După publicitate, când aflăm ce înseamnă tocanul de oaie, da? Da. Perfect. Așa că ne întoarcem, oameni buni, după o scurtă pauză de publicitate. Atât.